Guvernul va avea prioritate la organizarea întrunirilor în perioada 14 mai-2 iunie. Iar asta înseamnă că, în data de 21 mai, în piața Marii Adunări Naționale se va desfășura Marea Adunare Națională anunțată de Maia Sandu și nu alte manifestări cerute mai de multe de către socialiști și mișcarea pentru popor. O decizie în acest sens a fost luată astăzi de Comisia Situației Excepționale, care și-a explicat poziția cu asigurarea ordinii publice în contextul desfășurării summitului european din 1 iunie, decizia a fost luată prin derogare de la Lege. În contextul evenimentelor de anvergură ce urmează să se desfășoare la finele lunii mai, începutul lunii iunie în Moldova, care necesită un regim sporit de securitate și asigurarea ordinii publice, Comisia în situație excepțională a decis că guvernul are prioritate în organizarea întrunirilor în perioada 14 mai-2 iunie. Hotărârea a fost luată prin derogare de la legea care prevede că, dacă mai mulți solicitanți au depus declarații prealabile cu privire la organizarea unor evenimente în perioada menționată mai sus, prioritatea atare organizatorul care reprezintă autoritatea publică centrală, indiferent de ordinea depunerii declarațiilor prealabile. Iar desfășurarea unor acțiuni în masă, în capitale, dar și în raioanele Orhei, Anenii Noi și Criuleni, va fi notificată la Cancelaria de Stat. Se mai spune în hotărâre. În acest mod, CSE pune punct disputelor legate de cine poate organiza manifestări între 14 mai și 2 iunie, perioadă în care este planificată adunarea națională moldova-europeană anunțată de către președintele mai Sandu. Săptămâna trecută la primăria Chișinău au avut loc discuții pe marginea mitingului din 21 mai și cine dintre solicitanți își rezervă dreptul de a organiza manifestații în piața Marii Adunări Naționale în ziua respectivă. Intențiile și le-au anunțat Partidul Socialiștilor, Mișcarea pentru Popor și Cancelaria de Stat. În urma discuțiilor nu s-a ajuns la un numitor comun. Potrivit listei întrunirilor publicate de primăria Capitalei, PSRM și Mișcarea pentru Popor au anunțat desfășurarea unor întâlniri sub formă de meeting, iar Cancelaria de Stat a rezervat locul din fața executivului pentru organizarea adunării naționale Moldova-Europeană. Socialiștii au rezervat pe încă din 2019 pe toată durata lunii mai. În data de 5 aprilie, reprezentanții Mișcării pentru Popor au depus solicitarea pentru organizarea unei manifestații cu participarea a circa 50.000 de persoane. Tot 50.000 de cetățeni sunt așteptați și la mitingul anunțat de Maia Sandu, potrivit solicitării Cancelariei de Stat. Care a făcut rezervarea în 1 aprilie. Potrivit legii, dacă în urma discuțiilor niciunul dintre solicitanți nu acceptă să modifice ora, locul sau forma de desfășurare a întrunirii, prioritatea are organizatorul care a depus primul declarația prealabilă.